Basarab Panduru a fost unul dintre decarii autentici din fotbalul românesc. A jucat, printre altele, la Steaua, Benfica și Porto, făcând parte și din lotul României, care a ajuns în sferturi la Mondialul din 94. Panduru trimitea mingea cu asemenea forță încât portarul advers ajungea în plasa porții după ce o respingea. A marcat 3 goluri în Liga Campionilor pe când juca la Steaua, 2 contra Croației Zagreb pentru calificare de poveste în faza grupelor și unul contra Benficăi. Ca antrenor, nu s-a putut înțelege prea mult timp cu niciun patron, nici la Poli AEK, nici la Vaslui, nici la Farul și nici la Progresul. La Steaua a fost director sportiv și și-a creat o reputație de nebun, în ghilimele fiind spus. Nu s-a ascuns niciodată să spună lucrurilor pe nume și nu a acceptat nicio ingerință, ceea ce i-a adus un final prematur al carierei de tehnician.